Bună ziua, domnilor, domnilor... Ah, ce-am crezut că am pierdut toate datele? Și când zice colegul, dă-și tu cu mâna prin păr că-i jale, e dezastru. Părul meu e nebun ca mine, la ce poți să te aștepți? Dragilor și dragilor, bună ziua, mult iubiților și stigmaților, tot înainte vrednici, vașnici, pionieri, sau cum era, fii de bravi eroi pe plaiuri românești. Am avut 100 de pagini deschise, nu știu câte mai sunt aici, am aflat cu succes că suntem în 19, nu în 20, cum trăiam eu cu senzația, dar pe de altă parte eu sunt defazat, discromat de toate. Da? Scurtuț așa, s-a întâmplat ceva notabil de ieri până azi? Nu. No. Ca să vă povestesc. 19 iulie 2016, marți, albiniștii români Zsolt Toroc, Marius Gane, Aurel Sălășan și Teo Vlad au reușit în premieră românească să cucerească vârful pakistanez Nanga Parbat de 8.125 de metri. Asta se întâmpla în 2013. În 1980 a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova, URSS pe vremea aia. În 1965, la congresul al 9-lea al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția de secretar general al partidului. That's Alright, Elvis Presley și-a lansat primul disc single în 1954. Cam atât. Cine s-a născut? Cine s-a născut? Brian May, muzician englez, Ilie Năstase, în 46, jucător român de tenis, care tocmai a ieșit din un EPR înjurând, dacă înțeleg eu bine, că nu vor ăștia să lucreze cu diavolul. Am încheiat citatul. Cine a murit? James Garner, actor american. Jean Negulescu, regizor american de origine română. Foarte repede trec prin Nicolae Păulescu, medic român, descoperitorul insulinei. Asta se întâmpla în 1931, decesul doctorului. N-a fost recunoscută această minunăție de descoperire decât abia după ce ani de zile doi frați canadieni au făcut exact aceeași chestie și au luat și premiul Nobel. Deci să mură, dacă mi-aduc aminte, cele mai false, nu știam de ce mi s-a deschis pagina asta, pentru că n-aveam idee, n-aveam amintiri legate de să fi deschis o pagină cu haleală de dimineață. Mănâncă cineva din... Măi, ce că micul dejun e cea mai importantă masa zilei. Eu să mor dacă am mâncat vreodată dimineața. Nici în armată nu mâncam dimineața. Bine, acolo îmi luau alții mâncarea, că eu eram mic, pricăjit, vai de capul meu și nu vorbeam maghiară. Și m-am obișnuit să nu mai mănânc dimineața. De fapt, mănânc o dată pe zi și aia e noaptea, când mă uit la filme. Apropo de filme, mulțumesc Aldo. Am postat și pe Facebook, noroc de omul ăsta, că stăteam într-o zi de vorba la Casa Veche, evident că acolo stăm de fiecare dată, la o cafea, și zic, băi, mișto, Star Trek-ul mi-a plăcut, vorbeam de filme, da, de una alta, și zice, cum, sunt 13 filme Star Trek, zic, să mori tu. Deja, cling, cling, 13 filme, ne vedem peste un an. La revedere. Și am stat și ne-am văzut pe toate. 12, de fapt, că al 13-lea ăsta, Star Trek Beyond, o să se lanseze abia pe 22 iulie, adică în curând, dar urmează să-l văd. Și pe ăsta. Deci 12 filme Star Trek, le-am văzut așa în două zile, îmi curgea din gură ca la proști la un moment dat, eram... Nu, știi cum e senzația să nu mai miști, să te uiți numai la filme? Sunt nebunit, frate. Cele mai falsificate alimente din lume, experții estimează că în jur de 10% din mâncarea pe care o găsești în țările dezvoltate este contrafăcută. Ceea ce mi-aduce aminte de o povestire foarte interesantă, eram în Italia, la fratei meu pe vremuri, la a treia mea ieșire din țară, eram în Padova și râdeau ăștia italienii că chinezii, când a fost povestea cu Danone, parcă, mai țineți minte? Se vorbea de Danone care nu știu ce probleme. Și anunțaseră chinezii că nu mai importă Danone din Italia.
Danone parcă, Danone, nu vreau să le stic oamenilor imaginea, sper să nu mă înșel. Și chinezii au anunțat, dita anunțul mare, Ministerul Sănătății chinez a anunțat că refuză importurile produselor Danone din Italia și iese ministrul comerțului sau ce dracu italian care zice, dar noi nici măcar nu exportam în China, adică. Și după aia s-au prins aia, că chinezii făceau iaurtul respectiv Danone, dar era făcut la ei. Ei habar n-aveau că-l contrafăceau. Noi nu mai importăm de acum produse Danone, dar nici nu exportăm la voi, adică succes. Lista alimentelor cel mai des contrafăcute ar fi brânza. Bă, da, eu mă uit unde trebuie, că n-are cum să fie numai brânza. Ci că brânza e contrafăcută în dragi. Dar de ce ar... Da. Ar fi brânza, uleiul de măsline, dar mie îmi place că nu zice de ce anume e contrafăcut. Uleiul de măsline, mierea de albine, da, asta știam și eu. Eu vă dau așa o idee ca să știți de ce să vă feriți. Hamonul iberic. Și din ce îl fac? Din talpă de bocanc? Adică nu înțeleg contrafăcut. Ciocolata? Ok. Peștele. Și ăsta e contrafăcut. Cum adică e contrafăcut peștele? Așa? Asta e de la gustart.ro. Vodka e contrafăcută. La vasului n-are importanță. Câtă vreme arde pe gât. Așa? Șofranul, nici măcar nu știu ce știe țăranul, ce e la șofran. N-am de unde să știu ce e la. Vinul este contrafăcut și cam atât. Astea și că e lista alimentelor descontrafăcute. Dar hai să vedem care e povestea cu peștele, poate îmi zice careva, dar nu, că-s doar poze. Cum Dumnezeu poate să fie peștele contrafăcut? Știți, de fapt, e o pisică. Dom'le, dar are coadă, are soli. Da, e contrafăcut. Cum adică e contrafăcut, bre? N-am înțeles. Se pare că nu m-am... de la Food Fraud Database. Și să mă uit să văd cum adică e contrafăcut peștele, că mie nu mi-e clar deloc. Deci, nu e pește, e dinozaur. La naiba. Speram să fie pește. Există un site întreg care se ocupă de mâncărurile contrafăcute. Se numește foodfraud.org. Dar nici aici nu mă lămuresc ăștia de ce anume peștele e contrafăcut. Atac comis în... Măi, deși e îngrijorător, atac comis într-un tren din Germania, 4 persoane au fost rănite, 14 sunt în stare de șoc, până la urmă autorul, un adolescent afgan, a fost împușcat mortal de poliție. Deși poate părea îngrijorător, eu îl văd ca pe un semn bun. Vai, neamțule, dar n-ai pic de inimă. Ba da, nu. Omul ăsta, autorul atacului, a folosit un cuțit și un topor. Adică ne ducem în direcția pe care o prevede Biblia. Eu știți că nu pun mare bază pe Biblie, da? Pentru că a fost atât de hârtănită și de tăiată și de editată încât nu mai poți să pui mare bază pe ea de-a lungul vremii și nu o să-mi poată nimeni scoate din cap ideea asta, că dacă Biblia ar fi rămas în varianta ei originală, probabil că ar fi arătat cu totul altfel. Dar ea tot a fost editată ca să asigure un surplus de influență persoanelor care o folosesc. În schimb, vine partea în care n-a prea aveau ce să editeze neașa, anume partea cu Apocalipsa, da? Că oamenii o să ajungă să se bată din nou cu bețe și cu pietre și e un semn bun. Da? Pentru că omul ăsta, în loc să folosească o bombă, a folosit un topor. Deci mergem în direcția bună, zic eu. Că sper să rămână aia fără bombe, că bă, de un topor te mai poți apăra dracului, da? Mai e un topor mai mare și te bați cu ăla, da? Așa, la o bombă nu prea e. O bombă e, cum să zic, e perversă. Nu o vezi, nu o știi că e acolo. Ea își face treaba când nu te aștepți. Dacă îl vezi pe unul cu toporul venind spre tine, frate, îl vezi. Ai măcar câteva secunde de avans. Nu? Autorul atacului comis în Germania este un cetățean afgan de 17 ani. S-a folosit de un cuțit și de un topor, rănind 4 persoane. 3 sunt în stare critică. Din păcate, alte 14 persoane sunt în stare de șoc. Adolescentul respectiv a încercat să atace 18 persoane cu un topor și cu un cuțit. După ăsta, l-înțeleg, el fiind adolescent, chiar vrea 72 de virgine.
scuză-mă, e la vârsta la care are nevoie de cât mai mult, da? Surpriză? Nu cred că o să aibă 72 de virgine. El încerca să fugă de forțele de ordine după ce atacase pasagerii trenului, însă a fost împușcat de către poliție. Conform unui purtător de cuvânt al poliției regionale, cel puțin 3 persoane sunt în stare gravă, am mai zis. Să mor dacă nu o știre din asta, care nu zice nimic. Tot ce au avut ei ca știre a fost că ăsta are 17 ani, că a rănit 14 persoane și că a omorât, rănind 4 persoane, 3 sunt în stare critică și alte 14 sunt în stare de șoc. Și rulează chestia asta în diverse fraze, da? Au așa un articol care nu spune nimic. Oricum, vă spunem că ne apropiem de partea bună. Sper ca oamenii să ajungă din nou să se bată cu bețele. Că atunci măcar pe aia îi vezi. Da? Vă spuneam, bombele sunt perverse. Trec din știre în știre. O să dureze puțin emisiunea asta în ritmul ăsta. Familia, știți că a picat un tip, a picat cu parapantă de asta, cu motor. A căzut. Mergând pe legea clară a gravitației, tot ce urcă trebuie să și coboare la un moment dat. Da? A intrat omul în spital, e nașpa, dacă stai și te gândești. Merge un paramotor, se cheamă, așa. S-a prăbușit cu paramotorul la Comana pe 10 iulie. Marian Cojocaru a anunțat că bărbatul ar fi contactat în spitalul Bagtazar Arsenie, locul unde este încă internat, mai multe infecții intraspitalicești, care acum îi pun viața. Deci omul a căzut cu paramotorul și a scăpat. Da? Știți cum trăim noi în România lui 2016, când țările se dezvoltă, descoperă, inventează, îmbunătățesc? În România e mai bine să te rogi să mori la impact. Adică, știți filmul ăla cu Tom Cruise în care dacă era rănit mai degrabă trebuia să moară ca să reseteze ziua? Am uitat cum se cheamă. The Age of Tomorrow sau ceva de genul ăsta. Nu știu cum naiba să cheamă filmul. Dacă nu l-ați văzut, vedeți-l. Aia e reprezentarea cinematografică a României. Decât să fii rănit, mai degrabă mori. Decât să ajungi în spital. Mai degrabă omoară-te. Da? Te asiguri. Și știu că o să-mi sară iar oamenii în cap. Bă, iară bagi toate spitalele în aceeași oală. Da, mă scuzați. Pentru că exemple negative sunt destule. Și nu știu cum, dracu, spitalele astea cu probleme sunt spitale cu vechime. Adică există de ceva vreme, da? Intri în spital și te mănâncă viermi. Asta s-a lămurit. Intri în spital și ții nu știu ce virus din spital. Păi mi-aduc aminte că acum vreo 200 de ani, sper să nu mă înșel, 200 de ani sau când scria Jules Verne, spunea la un moment dat acolo că s-a făcut orașul ideal în care cea mai mare tâmpenie pe care puteai să o faci era să aduci toți bolnavii într-un singur loc. Deci s-a mers pe ideea că niciodată să n-aduci toți bolnavii într-un singur loc. Uite, îmi scapă numele cărții. Cât de prost, am uitat. Am uitat cum se cheamă cartea. În fine. Cea mai mare tâmpenie pe care poți să o faci e să aduni toți bolnavii într-un singur loc. Nu o spun eu, a spus-o Jules Verne. De ce? Pentru că pe acolo ar fi un focar de infecție enorm. Da? Nu, ci că fiecare bolnav te-ai dus într-o cameră separată, la el acasă, da? În așa fel încât medicul să poată trece pe la el, dar el să nu poată da din boala lui altora și nici să nu poată lua de la alții. Și atunci există un... Ok, i-ai împrăștiați în mai multe case, dar ei rămân acolo, nu se împrăștie virusii, că s-ai lor. Avea o logică acolo, acum eu nu știu exact cum să vă explic. Dacă ar fi după... Să mă iau după ce a scris Jules Verne acolo, spitalele n-ar trebui să existe. Că, vă dați seama, toți oamenii bolnavi adunați într-un singur loc. E inevitabil la un moment dat un schimb prin respirație. Ceva trebuie să se întâmple între bolnavii aia.
Eu nu sunt medic, dar se vede că în România, decât să intri în spital, mai degrabă te rogi să mori. Ai un accident de mașină cu fractură deschisă la ambele picioare, mai degrabă te rogi să mori, frate, că îți pune aia sânge și nici măcar nu-i de categoria care trebuie, nu-i de grupa sanguină potrivită și crăpi dracu, dai în septicemie și mori de septicemie, nu de la pierdere de sânge sau în urma rănilor suferite. Da? Deci omul ăsta a picat cu parapanta din cer și a supraviețuit. Dar n-a murit la impact. A ajuns în spital și familia lui spune că a cerut transferul bărbatului în străinătate, susținând că acesta ar fi contactat mai multe infecții intraspitalicești care acum îi pun viața de adevăratele în pericol. Dar vă imaginați cum e să ajungă ăsta în rai? Bună ziua, acum ai murit. Sifilis. Păi dar de ce ai o parașută în spate? Am căzut. Nu mi s-a deschis parașuta. Păi și n-ai murit la impact? Nu. N-am murit la impact, am supraviețuit pentru că sunt un supraviețuitor. Păi și cum ai murit? Am murit în spital, frate. De gripă. Da? Cum zice Radu Vătavu, omul care a văzut moartea. Ăsta e băiatul vărului meu Accente de la Fălticeni, care a murit pe vremea războiului. Da, de ce a murit? De hepatită. Nu s-a spălat pe mâini. Da? Ceva de genul ăsta. Cazi din cer, supraviețuiești, mori de gripă în spital. Pam, pam. Verificările au loc în contextul, zic ăștia că s-au apucat ăștia să facă verificări de la inspecția sanitară, de parcă ar avea vreun efect. Aceste verificări au loc în contextul în care familia pilotului, care s-a prăbușit cu paramotorul, a anunțat familia omului că bărbatul a contactat în spitalul Bagdad Sarasenie mai multe infecții intraspitalicești. Mai multe zile acesta a fost intubat și ventilat mecanic în stare foarte gravă pentru că a aspirat apă în plămâni după impact. Acum starea sa ar fi suficient de stabilă pentru a permite transportul și transferul la Viena pentru efectuarea unei operații pe coloană. Spun membrii familiei, care mai spun că aceasta este singura variantă de tratament din cauza infecțiilor intraspitalicești ce pot duce la degradarea rapidă a stării. Mai multe analize făcute lui Marian Cojocar au arătat că acesta a contractat pe perioada internării în spitalul Bagdad Sarasenie 6 infecții, printre care Klebsiella, întâlnită și în cazul răniților de la colectiv, și acinetobacter, cu rezistență crescută la antibiotice. Documentele medicale cu rezultatele analizelor arată că pilotului au fost descoperite infecții cu Klebsiella. Hai că vă le zic pe toate și nu o să înțelegem niciunul nimic. Klebsiella pneumonie, acinetobacter baumanii complex, Acinetobacter nosocomialis, Acinetobacter... Băi, o grămadă de din astea, îți vreo 6. Luate din spital. Da? Soția pilotului a declarat că nu consideră că spitalul are vreo vină, doar că nu este pregătit pe partea de boli infecțioase. Clar că nu-i vina spitalului. Spitalul este o clădire. Nu e ea vinovată, clădirea. Băi, ai cam multe infecții și ea să dea din ferestre. Îmi pare rău, n-am vrut. Dar nu mi se închid ușile. Eu râd, dar am mai spus de 100 de ori și m-ați auzit cu siguranță spunând că avem... sistemul e defect. Sistemul de sănătate e bolnav. Și nu e vina nimănui că banii care ar trebui băgați în... îmbunătățirea spitalelor, că acolo ajungem inevitabil la un moment dat cu toții, toate finanțele alea se opresc undeva și dacă e să facem o analiză, noi analizăm de ce există infecții în spital. Păi pentru că acolo sunt bolnavi. De aia sunt infecții în spital, pentru că acolo ai o gârlă de bolnavi. Corect? Unde ai mulți bolnavi, evident, ai și infecții. Mai ales în spitalele din România, unde sunt niște
camere, pur și simplu. Ar putea, spitalele din România ar putea fi într-un internat de cămin, într-un internat de liceu, într-o unitate militară, nu are importanță pentru că nu sunt special făcute pentru așa, ci sunt clădiri la fel ca oricare alte clădiri. Și au denumirea de spital, nu mă întrebați de ce. Într-o școală, dracului de bine de rău, pui o tablă pe perete și știi că acolo e școală. Da? Dar spitalele din România sunt niște clădiri absolut normale, într-o scară de bloc, dacă pui paturi în fiecare apartament, poți să spui că e spital, că asta e România. Nu se fac condiții speciale, că nu sunt niciodată fonduri, nu sunt uși de alea glisante care să absoarbă, de alea duble în care intre, să absoarbă aerul, să te videze, să-ți facă dracu să te spele la fund, da? Ca să poți intra într-un mediu steril. Nu există așa ceva în România. De ce? Pentru că toți banii se opresc undeva și dacă am stat și am urmărit puțin și am analizat, am vedea și unde se opresc banii ăia. Dar dat fiind că suntem conduși de clanuri mafiote și de oameni care nu știu decât să se îmbogățească, toate aceste îmbunătățiri nu vor exista niciodată în România. Simplu ca bună ziua. Deci clar nu este vina spitalelor. Spitalele sunt niște clădiri ca oricare altele. Vina este a sistemului și a noastră că le permitem. Ne plângem, te îmbolnăvești de gripă, mori de lepră în spital, te îmbolnăvești de... te-a înțipat o viespe, te duci la spital și mori de holeră. Da? Deși n-ai avut niciodată holeră, te duci să te operezi de apendicită. Da? Și-ți stai ăia un testicol sau cum a pățit... Cum îl chema? Vâncu, hâncu, da? Îți taie cucu? Că pietena! Bine, dar acolo e vina medicului, nu e vina sistemului. Infecții există. De ce? Pentru că sunt mulți bolnavi la un loc. Este simplu. Și nu e vina spitalului, evident. Spitalele nu sunt dotate. Ei, spitalele ca și clădiri nu se pot dota singure. Cineva trebuie să le doteze. Infecțiile astea nu pot fi preîntâmpinate, sunt în aparate. Practic te lupți degeaba. Eu, spune Irina Cojocaru, soția omului, consider că spitalul nu are nicio vină, practic nu este pregătit pe partea de boli infecțioase. Nu avea cum să aibă aceste bacterii înainte de internare, pentru că sunt specifice spitalului. Eu am considerat necesar să mă adresez și specialiștilor de la Matei Balș. Sunt două bacterii foarte greu de tratat. Sunt luate în spital. Bine. Una din cauzele infectării, spune Bogdan Tănase, președintele Alianței Medicilor din România, ar putea fi aparatele de ventilație la care pilotul a fost conectat. Pentru că în aceste aparate există niște filtre care trebuie schimbate, însă sunt foarte scumpe. Sunt pacienți care după 3 zile de intubație au șanse 50% să fie infectați. Este că preferi să mori. Îți ai un accident ăsta, uite, te-ai dus pe munte, te-ai la cât sărat pe munte și cazi și îți rupi ceva. Frate, să te rogi să mori. Presupunând că n-ai banii necesari, să te duci în străinătate, unde vedem că și politicienii noștri atât încredere au în sistemul nostru medical, încât toți pleacă în străinătate să se facă bine. Da? Sistemul medical din România e pentru prostime mea, pentru talpa țării, pentru ăștia care nu pricep. Bă, frate, mi-am dus copilul că s-a înnecat cu o monedă, deci de ce a murit? I-au tăiat o mână și n-a făcut față stresului. De ce? Păi i-au dat în cangrenă. Dom'le, dar să tăiase la mână? Nu! Dar au început să-l mănânce nu știu ce boli și i-au tăiat o mână. Da? Sfatul meu este, dacă vă îmbolnăviți de ceva, stați acasă. Plecați în străinătate sau sinucideți-vă. Asta este încrederea mea în sistemul medical. Sistemul, nu în medici. Medicii sunt bine pregătiți. Am avut mereu medici bine pregătiți. Oameni care au ieșit de pe băncile facultății cu o gârlă de informații, frate. Oameni care se chinuie să se țină la curent cu tot ce apare nou în medicină. Dar unde să le pui în practică informațiile astea? Cunoștințele pe care le cauți tu ca medic. Și vorbesc în mod special de ăștia tineri, că aia bătrâni mai au puțin până la pensie, probabil că îi doare la bască. De ăștia tineri chiar se chinuie. Acumulează, asimilează sute de informații pe zi. Noi, că medicina evoluează în alte părți, nu la noi.
Da? Medicina evoluează. Apar metode, se dezvoltă metode noi de a face oamenii bine și săracii tinerii ăștia medicii care vor și ei să schimbe lumea, că asta este dorința noastră, asta e dorința tuturor, să schimbăm lumea numai bine dacă se poate, da? Asimilează o gârlă de informații și ajung în spital unde? Dar bisturiu ne aveți? Nu, îl tăiem cu lama de ras. Păi de ce? Nu sunt fonduri pentru bisturie. Dom'le, dar cut good, să-l coasem? Nu, nu, nu. Dar păi cu ce îl închidem pomul ăsta dacă l-am operat? Cu capsatorul, bre. Cu ăla care punem borcane, capa acela borcane. Iei matale pielea așa și pum, îi tragi una și se închide operația. Păi dar n-avem cut good? Sfoară de aia, de porcărie de aia, de, da? Nu, n-avem. De ce? Nu sunt fonduri. Dom'le, dar de ce operăm la lampă? La lumânare. Noi am vrea să avem reflectoare de alea, dar nu avem fonduri. Dom'le, poți atât să-l operăm repede, să-i facem o traheoctomie? Da, musai, puneți-l pe masă în bucătărie. De ce pe masă din bucătărie? N-avem masă de operație. De ce? Nu sunt fonduri. Înțelegeți ce spun? Este simplu. Dom'le, dați afară muștele astea din sala de operație. Nu putem. De ce? Nu se deschid ferestrele. Păi și pe unde a intrat? Prin, nu știu pe unde. S-au dezvoltat în interiorul spitalului. Da? Medicii săraci ar vrea să facă imposibilul, că este prin meseria lor. Și de cele mai multe ori, am spus, oamenii ăștia ar trebui trecuți în categoria sfinți, de cele mai multe ori reușesc să facă imposibilul cu porcăriile, cu căcatul pe care l-au la îndemână, să facă din el bici. Sunt foarte mulți medici care reușesc să facă imposibilul cu nimic, cu nimicul pe care statul le-l pune la dispoziție. Niciodată nu sunt fonduri. Nu sunt fonduri. Nu sunt fonduri. România are în top 300 Forbes, cei mai bogați oameni din lume, 15 sau 20 sunt români, de care n-a auzit nimeni în urmă cu 20 de ani. Da? Printre cei mai bogați oameni din lume. Români. De care, mă repet, n-au auzit nici dracu, brusc au devenit bogați. Ceva s-a întâmplat. Pe măsură ce unii fac averi, scade nivelul de trai al populației. Adică e clar că se ia de aici, se dă aici. Nu sunt fonduri în spitale. Puh, mi-am mai luat un Porsche Cayenne. Frate, dar de unde? Vin bani de la Uniunea Europeană. Ea tot ne dau la un moment dat, o să și vrea înapoi. Deși fondurile sunt multe dintre ele nerambursabile, n-am înțeles exact cum, că e nerambursabile. România cotizează la Uniunea Europeană, da, ca membru cu drepturi de pline al Uniunii. România cotizează către Uniunea Europeană și aia ne dau fonduri nerambursabile, da? Fondurile dispar, ajung în România și uimitor dispar. Cum? Nu înțeleg. De-aia, dacă aș înțelege, m-aș pricepe și aș fi și eu bogat. Dar nu mă duce mintea la hoții. Eu personal, dacă e, vă rog frumos, dacă mă, și mă găsiți căzut pe stradă, aproape de, nu mă duceți la spital. Prefer să mor acasă. Pe bune, nu mă duceți la spital. Uite declarație. Ana Costea, fost ministru al muncii. N-am primit informații de la SRI referitoare la suspiciunea de trafic de minori. Niciuna n-ar fi vizat posibile suspiciuni de trafic de minori în ceea ce privește copiii din centrele de plasament. S-a vorbit mult despre trafic de minori, practicarea prostituției de către beneficiarii la sistemului de protecție și au fost depistate situații. Ministerul Muncii a anunțat că în perioada 2014-2016 s-au făcut 96 de controle în 61 de centre de plasament și 35 de case de tip familial, fiind depistate 3 situații în care existau suspiciuni cu privire la practicarea prostituției de către beneficiare ale sistemului de protecție. Există suspiciuni în zona de sud-est a țării de trafic de persoane
și prostituție legată de instituțiile care găzduiesc copiii în numele statului. Fostul ministru a precizat că sunt peste 2300 de unități la care s-a dispus controlul, precizând că este nevoie de 2 zile ca un astfel de control să fie realizat temeinic. Explicațiile vin în contextul în care actualul ministru al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat duminică într-o emisiune televizată că există suspiciuni de trafic cu copii în orfelinatele din sudul țării și că în acest moment există anchete în desfășurare. Și fostul ministru al muncii, Ana Costea, spune că n-a primit de la SRI nimic. De la SRI. Am colaborat foarte bine cu toți, cu organele de abilitate, am încercat să-i dau curs la toate sesizările. Nu știu de ce am trecut prin subiectul ăsta, probabil că mi-a plăcut titlul. N-am primit informații de la SRI referitoare la suspiciuni de trafic de minori. Vorbim de țara în care pe SRI l-a durut în cur că 40 de oameni erau sclavi la țigani. Păi dacă ăia n-au văzut chestia asta, care era masivă, cum o să vadă 3 cazuri de prostituție de beneficiarea sistemului de protecție? SRI-ul când lucrează să mă asculte pe mine, care zic cuvinte obscene când vorbesc cu prietenii. SRI-ul trebuie să vadă altceva. SRI-ul n-a văzut timp de 8 ani, nu de 8 ani, de 5, căci că de 3 ani se desfășoară acțiunea asta a lor, de 5 ani n-a văzut cazul de sclavie. Nu o să uite ei la 3 puștoaice care fac sex pe bani. E plin Bucureștiul de așa ceva. Poliția română avertizează. Am pus ieri pe Facebook Pokémon Go. Locul în care, în caz că nu știai cum să faci să sari în fața unei mașini sau într-o prăpastie, Pokémon Go te ajută. Nu te ajută Pokémon Go, tu ești prost ca noaptea. Da? Da, ca idee. Știți că a apărut joculețul ăsta Pokémon Go. Pokémon Go ce face? Că îl jucați cu siguranță, vă mai zic eu ce-i cu el. Mergi cu ochii în telefon. Da? Ieri mi l-am instalat și eu pe tabletă. Telefonul nu-mi permite că un jaf. Nu permite telefonul. Ar exploda săracul și are și Pokémonii din el. Ieri mi-am instalat Pokémon Go pe tabletă. Am reușit să prind 2 Pokémoni. După aia am zis, serios? Voi merge cu ochii în chestia asta mereu? Eu conduc, mă văd cu oameni, mă salut. Nu sunt, vă spuneam, nici pe departe un om sociabil. De fapt, sunt antisocial. Nu-mi plac oamenii, aș prefera fiecare să stea la locul lui și să mă lase dracului în pace. Dar nici să merg cu ochii numai în tabletă ca să prind Pokémoni. E, s-au întâmplat de când a apărut acest fenomen Pokémon Go, că este un fenomen din punct de vedere economic, comercial, cum să zic, comercial, da? În 2 zile a făcut mai multe vânzări decât Twitter-ul, frate. Deci a avut mai multe instalări decât Twitter-ul, care, scuză-mă, într-o perioadă tot omul avea Twitter. Și a devenit așa de pasionant încât oamenii au început să-și dea demisia ca să meargă să prindă Pokémon. O tante, după o noapte întreagă aproape blocată într-un cimitir, a fost nevoită să sune la 112 ca să vină cineva să-i deschidă porțile să poată ieși dintr-un cimitir, unde deja era terorizată de locație, da? Nu e așa de plăcut să stai noaptea într-un cimitir umblând după Pokémon. Un cuplu din Statele Unite s-a luat la bătaie live pe YouTube pentru că ea a fost atât de proastă încât n-a reușit să prindă un Pokémon în timp ce el o filma. Deci, da, imaginați-vă, el o filma, ea trebuia să prindă Pokémonul pentru ei, ca să-l aibă. Și nu l-a prins gagica din prima sau ceva de genul ăsta și s-a luat la bătaie live pe YouTube. Altul a sărit de pe stâncă în Marele Canyon încercând să prindă un Pokémon. El, la rândul lui, a devenit un Pokémon într-o bilă. Că, na, căzând de pe stâncă în Marele Canyon, nu prea mai rămâne mare lucru. Că un sicriu ar fi inutil. Corect? L-au băgat pe el într-o bilă, Pokémon. A ajuns Pokémon în România. Deja s-a umplut Facebook-ul.
Pokémon în sus, Pokémon în jos, Pokémon la stânga, Pokémon la dreapta. S-ar putea voi să mă vedeți invers, da? Pentru mine asta e stânga. Și pentru voi s-ar putea să fie stânga, nu știu. Așa. Jocul Pokémon câștigă tot mai mulți adepți și în România, scriu cei de la ziare.com. Așa că poliția română s-a implicat în chestia cu Pokémonii și a trimis un mesaj pentru cei căzuți în această patimă. Puteți găsi Pokémonii respectând în același timp regulile de circulație și protejându-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur. Scrie poliția română pe Facebook încercând în acest fel să prevină busculadele și accidentele rutiere produse din cauza că mulți stau cu ochii în telefon. Dar stăteau și înainte cu ochii în telefon, numai că acum trebuie și atenție. Da? Până acum se mergea cu ochii în telefon răspunzând la mesaje. Până acum se conducea cu ochii în telefon răspunzând la mesaje. Între timp au apărut smartwatch-urile, ceea ce e foarte bine și recomand tuturor să-și cumpere unul, pentru că îți ții telefonul dracu în buzunar și răspunzi la telefon de fără să te mai chinui să-l scoți din buzunar. Da? În străinătate au avut loc multe astfel de incidente, aplicația Pokémon Go ducând la busculade și chiar accidente de circulație. Acesta este un joc în care utilizatorii se deplasează prin oraș cu ajutorul unei hărți ca să captureze monștrii ce pot fi văzuți pe ecranele smartphone-urilor. Aplicația a făcut furori în lumea întreagă și tot mai mulți posesori de smartphone au început să joace creându-se situații nu potențial, de adevărat, era periculoase. Vineri, o busculadă generală s-a produs în Central Park, în New York, unde sute de persoane s-au reunit pentru a captura un Pokémon rar și greu de prins, care se numește Aqualee. Scene similare au avut loc într-un parc din Washington, dar și în Chicago. Bilanțul victimelor făcute de Pokémon Go este deja unul destul de mare. Un tânăr a intrat cu automobilul într-un copac din Auburn, deoarece juca în timp ce conducea vehiculul. Doi tineri au căzut în ocean de pe o faleză din California, încercând să prindă un Pokémon. Acest joc video poate fi evident, nu-i așa? De, știi ce-mi plac ăștia din presă? Mor. Ei n-au cum să se pună rău cu Pokémon, cu producătorii. De ce? Pentru că e un joc și iar da, e în judecată. E un joc care este foarte popular. Ei și-au făcut datoria. În momentul în care instalezi jocul, acolo scrie, fiți mereu atenți la în jurul vostru. Și nu neapărat pentru că apar Pokémonii, dar e mișto că bă, fiți și atenți în jurul vostru, nu mergeți numai cu ochii în telefon. Da? Adică fiți atenți și la viața reală, că s-ar putea să dea unul cu camionul peste tine care și ăla joacă Pokémon. Și tu joci Pokémon și te calcă și mori. Și Pokémonul nu te ajută cu nimic. Îmi place că în presa românească se face chestia asta. Bă, e nașpa, s-au produs o grămadă de probleme, sau oamenii nu sunt atenți, se calcă în picioare, sunt accidente, îl puteți descărca și voi. Frate, hai să ne înțelegem, dacă tot e atât de periculos, avertizează-i pe oameni. Fă o treabă, adică nu încuraja pe om să descarce, mai ales când îi atrage atenția că e periculos. Nu jocul în sine. Modul de joacă, descărcați-l mare atenție. Trebuie să fiți atenți să trăiți, că trăitul e fain. Jocul s-a lansat în Statele Unite pe 6 iulie, Australia și Noua Zeelandă și a atras într-o singură zi mai mulți utilizatori în Statele Unite decât rețeaua de socializare Tinder pe dispozitivele care folosesc sistem de operare Android. Rata zilnică a utilizatorilor active este aproape egală cu cea a rețelei de socializare Twitter. Pokémon Go. Voi spune și eu în continuare, nu e un joc nașpa, dimpotrivă, mi se pare revoluționar. De ce? Că îmbină virtualul cu realul. E interesant ca și concept. Și sunt curios pe baza acestei platforme ce se va dezvolta mai târziu. Dar tare curios, pentru că ăsta Pokémon Go e doar un joc și într-adevăr ar trebui în România să facă Manele Go. Și toți ar merge cu ochii așteptând să apară fum un manelist care zic cânte ceva și tu să-l prinzi sau să arunci cu bani în el. Da? În loc să arunci cu bila aia și să-l prinzi, cum apare un manelist, hap, să te apuci sau un popă, a apărut un wild priest appeared, punk, și tu să începi cu bani. Puteți găsi Pokémonii, deci respectând regulile de circulație. N-am să mă iau după poliția română. Poliția română s-a axat strict pe regulile de circulație și protejând și protecția voastră. Pokémon Go se poate juca și când mergând cu ochii normal în față. Nu neapărat pe ecranul
telefonului. Într-o perioadă, știți că mai multe firme care au făcut playere pentru telefoanele mobile le-au făcut ca să-ți dea sunet într-o singură cască. Da? De ce? Pentru că foarte mulți tineri merg cu căștile în urechi și se pierd. În muzica are talentul ăsta de a te face să te pierzi cumva în gânduri, da? Și nu mai erau atenți. Clar, lipsindu-le unul din simțuri, auzul, nu mai puteau fi atenți la ce e în jurul lor și s-au petrecut destule accidente încât ăștia care au făcut playerele sau dracu aplicațiile respective de asculta muzică să dea muzica într-o singură cască. Mai multe posturi de radio au făcut același lucru timp de o oră pe zi, în rush hour, în ora de vârf, au decis să aibă emisie mono în așa fel încât să-i facă pe ăștia atenți că trăitul e mai important decât ascultatul de muzică. Da? Și că nu poți asculta muzică dacă ești mort. Ăștia cu Pokemonilor ar trebui din când în când să-i facă pe oameni atenți măcar printr-un pop-up roșu. Frate, mai uită-te și în jurul tău. Pokémon Go se poate juca folosind vibrația telefonului. Nu trebuie să stai cu telefonul în mână constant. Când apare un Pokémon, telefonul vibrează. Îl poți scoate din buzunar și poți să te uiți unde ți-a apărut Pokémonul morții. Da? Sunt variante să nu stai cu ochii în telefon tot timpul. Jocul e fain, interesant, te prinde, într-adevăr, e captivant. Ieri v-am spus, l-am încercat. Dacă n-aș fi avut tableta atât de mare și mi-ar fi permis telefonul, l-aș fi păstrat. Dar nu o să-mi stau cu ochii în tabletă, care e mărișoară. Știți cât de greu să mergi cu asta în mână? Ca să merg după Pokémoni. Dacă ar fi fost pe telefon, da, îl pun pe vibrație, îl țin în buzunar. Când apare Pokémonul, în ce hal am ajuns să vorbim de Pokémon? Ăsta vibrează, da? Și al meu când vibrează, îmi cad pantalonii, frate. Vibrează și când mi-au căzut pantalonii, știu că e un Pokémon, apare Pokémonul vizibil. Și trebuie să-l capturez în bilă. Jucați Pokémon, nu zic nu, dar mare atenție. Dacă stăți morți, nu mai puteți să prindeți Pokémon. Pe hârtie totul este perfect în România de fiecare dată. Un articol pe care îl semnează tot cei de la ziare.com. Mizerie, gândaci, instalații ruginite, toalete insalubre, cearșafuri rupte și saloane cu mucegai, larve care colcăie pe pacienți sau săpun dezinfectant care trebuie la rândul lui dezinfectat. Toate astea se întâmplă în spitalele din România, iar imaginele arată cât de bolnav este sistemul de sănătate din România. Medicii și pacienții s-au plâns deopotrivă de condițiile din spitale. De asta am spus, nu medicii sunt neapărat vinovați de condițiile din spitale, ci cei care se ocupă de condițiile din spitale. Paradoxal, pe hârtie însă totul este perfect. Un studiu al Ministerului Sănătății arată că pacienții sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea serviciilor din spitale. Un studiu efectuat de Ministerul Sănătății arată că pacienții sunt extrem de mulțumiți. Sunt până la limita supraviețuirii de mulțumiți. Adică sunt pe punctul de a muri de mulțumire. Și de bacterii. Da? Alea, nu, de mulțumire. Timp de jumătate de an anul trecut, pacienții au completat 74.000 de chestionare care măsurau gradul de satisfacție a românilor față de serviciile medicale de stat. La inițiativa lui Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății de la vremea respectivă, chestionarele au fost distribuite în spitale în perioada iunie-decembrie 2015. Europa FM a găsit rezultatele acestui studiu, care arată foarte clar că 97,3% dintre pacienți sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea serviciilor din spitale. E clar că oamenii n-au înțeles cum funcționează chestionarele. 96,1% dintre pacienți au fost mulțumiți sau foarte mulțumiți de timpul de așteptare pe holul spitalului. 94,5% dintre pacienți s-au declarat mulțumiți sau foarte mulțumiți de curățenie. Băi, de spitalele din România, le-a spus cineva că din România trebuie să fie...
Tot în 2015, guvernul condus de Victor Ponta propunea legalizarea și impozitarea plicului pentru medic. Ci, pentru medici, măsura care a fost primită cu nemulțumire profundă și replici tăiase și din partea medicilor, dar și din partea pacienților care denunțau o șpagă legalizată. Cu toate acestea, studiul făcut anul trecut de Ministerul Sănătății arată că doar 0,7% dintre pacienți au admis că li s-a cerut direct sau indirect șpagă în spital. Rezultatele acestui studiu sunt scandaloase! În contextul în care sistemul sanitar românesc a fost zdruncinat din temelii de o serie de probleme grave, de la criza dezinfectanților la scandalul de la Spitalul de Arș, cel mai recent, care a lovit sănătatea. În perioada în care au fost completate chestionarele, în spitalele din țara noastră au fost internați aproape 500.000 de pacienți. E clar, din 500.000 de pacienți, doar 74.000 au completat chestionare. Restul au scris pe ele cuvinte cu P, M, S, V, F, B, G, cea în măta hoților, șpăgarilor, pe voi, da? Alea n-au fost luate în seamă că n-au respectat căsuțele, n-au pus X-ul în căsuța potrivită. Da? Ei au scris ca pe buletinul de vot alte cuvinte. Potrivit rezultatelor, cam unul din 8 pacienți din totalul celor internați spune că situația din spital e aproape perfectă. Ei, alți 7 înjură și acum. Unul din 8 pacienți spun că totul e perfect. Ei, alți 7, ei ori au murit între timp, ori și acum înjură. Două explicații logice care pot fi găsite. Fie rezultatele sunt false și trebuie trimise la centru rezultate pozitive care să arate că ne dăm interesul, da? Fie pacienții care se plâng pe bună dreptate de condițiile din spitale n-au fost sinceri când au completat aceste chestionare. Voi ce credeți? Întreb și eu. Cunosc oameni care au spus, bă, eu dacă ies să dau acolo, eu zic o să fie bine. De ce? Pentru că mai ajung o dată la medic. O să mai ajung la medic și ăla probabil că o să se uite. Bă, da, uite aici în chestionar, gâtul mătii. Ai zis că sunt medic prost, acum vei să te operezi, nu? Ia, hui, cu cuțitul de bucătărie. Nu cred că medicii vor fi chiar atât de răzbunători. Scârț, scârț, bă, trebuie să punem niște ulei în ușa aia, mă. Sau să scoatem din... Cât am făcut? Cât am... 47 de minute? Bă, nu fac ce. Mă doare gâtul. Încă 3 minute și mă opresc. Da? Cam asta e. Ci că 97% dintre pacienții din spitale spun că totul acolo e perfect. Că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți. De frică! A stat chirurgul cu bisturiu la beregata lor. Ia, completează-mă, zice că e mulțumit. Îmi place titlul. Lovitura de stat din Turcia și cu asta am să mă opresc. Titlul este aberant. Da? E aberant și nu o să-l comentez foarte mult. Imaginea a 10 de soldați ținuți dezbrăcați și legați în Turcia provoacă îngrijorare. Asta provoacă îngrijorare. Deci nu imaginele cu elicopterul care trăgea. S-au văzut imaginele, nu se poate să nu le fi văzute. În noaptea respectivă s-a tras din elicopter cu niște chestii care sunt așa de mari. Alea n-au provocat îngrijorare. Imaginea cu puciștii ținuți dezbrăcați provoacă îngrijorare. De fapt, nu. Provoacă îngrijorare ce ar putea să urmeze și anume că Erdogan vrea musa e reintroducerea pedepsei cu moartea. Asta provoacă îngrijorare. Aproape 6.000 de persoane au fost arestate după tentativa de lovitură de stat din Turcia. Există temeri legate de modul în care acestea ar putea fi tratate. Ministrul francez de externe a declarat că lovitura de stat care a eșuat în Turcia nu îi dă președintelui Erdogan un cec în alb pentru a încălca principiile democratice. Unul dintre militari a fost decapitat de mulțimea pro-guvernamentală chiar sâmbătă după ce acesta s-a predat. El, militar fiind, a acceptat niște ordine
N-am înțeles niciodată de ce te iei de soldatul prost, de tălpaș. Iată de ăla care i-a dat ordinul. Că soldatul, el nu știe de ce anume a primit ordinul ăla. Pentru el lovitură de stat nu înseamnă nimic. El a primit ordin. Și varianta este o să-l omoare pro-guvernamentalii, ori să-l judece și să-l împuște pentru neexecutare de ordin. El săracu-i acolo, în mijloc. Și la Revoluția din decembrie de la noi s-a văzut chestia asta. Ăia săraci stăteau pe tancuri, pe taburi, întrebând, bă, și noi pe care să-i credem acum? Că dacă mă dau de partea populației, mă împușcă pentru neexecutare de ordin și dezertare. Dacă trag în populație, mă împușcă ăștia care o să câștige mai târziu. Cam tras în populație. Deci, oricum ai luat-o tot, pregătiți vaselina și așezați-vă capră, că n-ai cum altfel. Dar e rău să fii militar. Zeci de soldați turci arestați și ținuți legați, fiind obligați să stea culcați direct pe podea după ce au fost dezbrăcați complet de uniforme. Imaginea asta face în conjurul lumii. Potrivit The Mirror, bărbații din fotografie sunt parte din soldații care au fost arestați la Sirnak în estul Turciei. De parcă ei ar fi vrut lovitură de stat. Eu sunt convins că ei ar fi preferat să stea în unitate și să doarbă, în loc să iasă și să tragă, să fie revoit, să nu știe pe partea cui sunt. Barack Obama zice că toți cei implicați în această criză trebuie să evite destabilizarea Turciei și să respecte statul de drept, iar să bagă ăsta ca musca, pentru că nu e așa, dacă nu există loc în lumea asta în care să nu se bage americanii puțin. Turcia zice că vor să declare război Statelor Unite dacă nu le extradează pe nu știu care. Și bă, frate, eu zic așa, Turcia are niște granițe? Da, păi lăsați-i bă să descurce. Are niște granițe. Acolo începe și se termină, depinde de cum intri sau ieși, acolo începe sau se termină o țară care are un guvern și o populație. Dacă populația în momentul în care nu e mulțumită de Erdogan, zic, n-a prins momentul ăla, înseamnă că populația e mulțumită de Erdogan. Și lăsați-i să se descurce. Să facă ciorbă. Atacul, filmul de acțiune Atac de Ziua Națională trebuia să fie lansat în Franța. Nu o să mai fie lansat în Franța. Și chestie idiotă. E un film care se numește Bastille Day, Atac de Ziua Națională. Și a fost interzis în cinematografele din Franța imediat după atentatul de la Nisa, din respect pentru familiile celor care și-au pierdut viața în porcăria aia de accident. De atac, spuneți-i cum vreți. Atac, evident. Filmul se lansase pe 13 iulie în 230 de săli de cinema din Franța. Well. Și cam asta e. Dragilor și dragilor, ați văzut și voi că azi a fost marți, cam fără chef astăzi, nu? Cam fără chef. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem data viitoare, mâine, cu puțin noroc, la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!